Anual, mii de accidente au loc pe șoselele din România din cauza nerespectării distanței în trafic. Șoferii care merg lipiți de mașina din față sunt în cele mai multe cazuri autorii celor mai mari tragedii rutiere. Una din principalele probleme care duce la accidentele rutiere pe străzile României este nerespectarea de către șoferi a unei conduite preventive, precum respectarea unei distanțe corespunzătoare față de vehiculul din față. Ziua de astăzi cine mai păstrează distanța în trafic? Pentru că e aglomerație, timpul nu mai merge. Toată lumea e negrăbită. Niciunul. În general, toți. Da. Credeți că ar trebui mai multe afișe cu păstrarea distanței? Normal, că și așa se întâmplă atâtea accidente și atâtea, nu vedeți câte necazuri, numai ieri, cât 9 morți s-au fost. Distanța prea mică lăsată de unii șoferi față de mașina din față a făcut peste 100 de morți și 1000 de răniți în ultimii 2 ani în România. Cu toții am observat cum se circulă pe șosele și puțini sunt cei care nu pun în pericol viața celorlalți participanți la trafic. Nu respectă nici trece pe toni, nici semafoarele trec pe... conduc sub stare de ebrietate, influența... Asta, substanțele narcotice. Credeți că ar trebui mai multe afișe cu păstrarea distanței? Și degeaba pune afișe. Să fie legea, să fie mai drastică legea. Deci nu afișe. Îl doare în cod de afișele care le pune. Deci poliția să-și facă datoria să fie mai drastică. De exemplu, pe autostrăzile din Germania există o reglementare clară privind acest aspect, distanțele ce trebuie să fie ținute între vehicule fiind semnalate corespunzător. În România, o astfel de lege nu există, ducând la situații în care șoferii să fie sub presiune sau agresați de către alți participanți la trafic, ce circulă pe aproape lipiți de spatele lor. Școala care se face acum nu se face nici pe jumătate cum făceam noi, acum 40 de ani. Nu se învață efectiv, sunt prea mulți pe trafic. Că dați carnete la tot tineretul și pun bază pe ai bătrâni, că ai bătrâni nu mai pot să conducă, dar să-mi spună mie, ministru sau care vrea, câte accidente sunt de făcute de ai bătrâni și câte sunt făcute de ăștia la 18 ani, care dă carnetul și te omoară pe dumneavoastră la 2 luni, pe dânsul sau pe mine și oameni nevinovați. Acesta a fost și unul dintre motivele celui mai grav carambol produs vreodată pe Autostrada Soarelui, unde au fost implicate 55 de mașini și peste 150 de persoane.